Peste 4.000 de studenți sunt înmatriculați la Universitatea Petroșani, unde, din cauza scumpirilor, cresc o serie de taxe cu sume cuprinse între 50 și 100 de lei. Cursurile se vor desfășura fizic, dar Universitatea din Petroșani a câștigat un proiect de 2,73 milioane de euro pentru digitalizare. Vor fi bani pentru dotarea anfiteatrelor și laboratoarelor cu tehnică pentru transmiterea online a cursurilor, pentru pregătirea cadrelor didactice și adaptarea disciplinelor la predarea online și apoi pregătirea studenților pentru astfel de cursuri.